Salutare! Astăzi vă voi arăta cum să desenați fațada unei clădiri în AutoCAD 2019. Acest desen l-am făcut cu câteva zile în urmă. O să vă pun un link în descriere și un link aici în dreapta sus. Bun, mai întâi vom trece la cote. Deci, în primul rând, vom folosi comanda Dimension pentru a ne face munca mai ușoară. Deci, de la începutul balconului și până la fereastră. Punem aici și vom continua cu Dim Continue. Vom începe să punem fiecare element. Fereastra, ușa, până la cealaltă ușă, la începutul geamului, unde se termină balconul, important. Fereastra, balcon, le vom pune pentru a vedea mai bine și a fi mai clar. De asemenea, puteți să vă uitați și pe poza originală. Bun. În continuare, vom prelungi o linie de la finalul balconului de aici. Nu contează ce layer adoptăm. Asigurați-vă că este activată comanda Ortho de aici. Nu are importanță lungimea și același lucru vom face și din direcția opusă. Iar acum vom trasa încă o linie pe orizontală. Fiți sigur să fie perpendiculară pe cealaltă. Ok. În continuare, acesta este efectiv ultimul strat al clădirii, iar acum vom face comanda offset 50 de unități și acesta va fi efectiv acoperișul. Putem șterge aceste linii. Vom crea un bloc de 4-5 etaje plus parter. Acesta este acoperișul. Etajele presupunem că au 280 de unități. Deci vom face offset 280. Apoi, începem de aici să desenăm primul nostru etaj și după aia îl vom oglindi sau îl vom copia pentru că este același. Creăm o linie, ok. Mai departe, trebuie să punem exact elementele care sunt aici să le transpunem în planul nostru. Deci, după cum putem vedea, primul element este o fereastră. Mergem la poza originală și putem vedea. Are o lungime de 180 și înălțimea de 120. Iar aici, distanța între fereastră și sol, după cum puteți vedea, este de 90. Deci, mai întâi avem distanța de 73 de aici și o calculăm exact așa. Dar mai întâi schimbăm layerul. După cum putem vedea, layerele sunt deja prefigurate, puteți vedea în clipul din descriere cum le-am făcut. Eu voi selecta doar pereți, ca fiind layer principal. Voi folosi comanda linie și voi începe să desenez. Deci 73 de unități mai întâi și apoi mergem sus cu 90. În continuare începem să alcătuim fereastra. 180, 120 înălțimea, 180 din nou și înapoi în punctul nostru. În continuare putem șterge aceste două linii și acum important vom aplica pentru a face rama comanda offset de 3. Puteți pune și 2 și 4, nu are importanță. Și facem asta pentru fiecare linie în interior. În continuare aplicăm comanda trim sau comanda filet rază 0. Selectăm aceste linii pentru a elimina linii adiționale. Filet rază 0 din nou. Încă de două ori. Filet rază 0. Și avem fereastra. În continuare, exact cum se termină fereastra, va începe ușa noastră. Ușa are o lungime de 90 și înălțimea, fiind o ușă exterioară, 210. Exact din acest punct, deci trasăm o linie, exact cum se termină, ok, comanda trim, ștergem. Și din acest punct vom începe să construim ușa. Mergem sus cu 210 unități. Lățimea este de 90
Continuare jos cu 210. Și unim în punctul dat. Ștergem această linie și aplicăm la fel comanda offset de 3. Făcurea rama ușii. Putem aplica comanda trim de această dată sau din nou comanda fillet, selectăm toată ușa, ștergem bucățile adiționale. Ok, în continuare, la o distanță de 205 avem cealaltă ușă, deci vom face... Exact de aici vom trasa o linie. Și o să vă și arăt de ce. Aplicăm comanda mirror. Selectăm toate liniile ușii. Ok. Enter. Și ne va întreba care este linia de oglindire. Voi pune că aceasta este exact la mijlocul distanței. Este aceeași ușă practic. Ne întreabă dacă ștergem originalul. Nu. Și am creat mult mai repede ușa noastră. Din cealaltă parte. În continuare, avem de pus acest geam. Geamul are aceeași înălțime față de sol, tot 90. Deci, vom face exact de pe aceeași linie. Geamul are 80 pe 120. Linie, continuare, în acest colț. 80, 120. 80 din nou. Și 120. În continuare, offset comandă de 3. Trim sau filet, nu are importanță. Iar în continuare va trebui să creăm acest balcon. Vom presupune că balconul are înălțimea de 90 aici, deci va veni exact sub fereastră. Trasăm o altă linie din unde se termină balconul, ok. Trim, selectăm tot. Ok. Din acest punct trebuie să mergem cu o altă linie de 90 și să o prelungim până aici. Nu contează exact unde. Comanda trim, selectăm tot, ștergem această parte, această doar o putem șterge. Și recomand să ștergem și aceasta. Continuare, trim din nou, ștergem toate bucățile adiționale aici, inclusiv acestea două. Și avem o imagine de ansamblu asupra balconului. În continuare, trebuie să creăm această fereastră. Dar nu uitați de un alt detaliu, trebuie să... Extindem aceste linii. Va veni un colț al blocului, practic. Aici se termină blocul. În continuare, fereastra. Vom trasa două linii, din nou. Sau putem pune această linie aici. O putem da cu offset. 90, după cum puteți vedea. Ok. Și din acest punct începem să construim. Va fi tot de 90, 120 pe 120. Deci, plecăm de aici cu 90, tot în continuare cu 120 și acum în lateral cu 120. 120 și 120. Putem șterge aceste două linii.
offset din nou, 3, comanda trim, putem aplica și offset, un detaliu important în continuare, trebuie să vedem, aceste două camere, aceste două balcoane, pardon, sunt simetrice. De asemenea, trebuie să modificăm aceste linii, le vom pune pe layerul tot de pereți. Ok. Putem aplica comanda mirror pentru aceste elemente. Deci mirror. Și acum atenție să oglindim exact la mijloc. Deci Enter și ne vom duce exact pe un mijloc. De asemenea, trebuie să avem comanda ortho activă. Trebuie să selectăm. Aici este mijlocul midpoint. Și vom duce o linie oarecare. Ok, ștergem originalul, nu? Și avem balcon și pe cealaltă parte. În continuare vom crea restul de etaje. Deci vom da comanda offset de 280, cât are un nivel, pentru această linie. Și o vom activa din nou. Din nou. Și va fi al 5-lea etaj, al 4-lea, al 3-lea, al 2-lea, primul etaj și acum vine parterul. Ok. În continuare aplicăm comanda de copiere, copy, și selectăm tot ce se află într-un etaj. Enter. Și selectăm acest punct sau punctul opus de aici. Pentru a o copia în fiecare punct de mai jos. De asemenea, trebuie să selectăm și laturile din margine. Deci din nou comanda copy. Enter. Ok, în continuare, dacă acesta este parterul, avem automat nevoie și de o ușă de intrare și nu vor mai exista automat balcoane. Aceste două linii le putem șterge. Vom presupune că aceasta va fi ușa de intrare, iar restul vor fi ferestre. Deci, vom construi alte două linii aici. Și o altă linie de aici. Și nu contează unde. Și vă voi arăta de ce. Când aplicăm comanda filet rază 0, nu contează dacă liniile sunt sau nu tangente într-un punct. Le putem pune oriunde ar fi. Și aici filet rază 0, chiar dacă avem această bucată aici, n-are importanță. Aici vom construi ușa noastră, dar țineți minte, această distanță este de 3, la fel trebuie să fie și jos. Tocul ușii are 120 de unități, deci 120 minus 6 va fi 204. Putem da direct offset 204 între această linie interioară. În continuare, vom prelungi linia exterioară să fie perpendiculară. Același lucru facem și cu cealaltă. Și în continuare, filet rază 0 între linia aceasta și aceasta. Din nou, filet rază 0 și avem ușa de intrare. În continuare, trebuie să respectăm aceeași procedură și în acest caz. Putem să o lăsăm și doar atât. Nu are niciun fel de importanță. Filet rază 0. Aceasta și aceasta. Și în continuare filet rază 0 din nou. Și am rezolvat fereastra mult mai repede și mai eficient. În continuare,
pentru ultima oară același procedeu. De asemenea, putem să oglindim fereastra din capăt, pentru că este aceeași, dar o vom face direct, este mai rapid. Filet rază 0. Filet rază 0. Și am făcut parterul în continuare. Vom face un offset de 70 de unități. Ok. Și aici vom face o mică prelungire. Unde vom pune scările și jardinierele. Selectăm un alt layer să fie mai vizibil, n-are importanță care. Ok. Și îl vom pune la o distanță de 30. Și în continuare la o distanță de 40. Ok. De aici pe undeva unde se termină. Așa. Același lucru din partea opusă, 30 și 40. Ștergem aceste linii. Acestea le preschimbăm înapoi în layerul de pereți. Ok, am pus pereți ca layer principal din nou. Și acum aici vom construi scările și aici va rămâne un spațiu liber pentru plante, ghivece sau alte lucruri. În schimb, aici vom construi scările. Vom trasa o linie exact la mijloc, fiindcă această distanță este de 70. Deci vom trasa o linie de mijloc, aici unde este triunghiul, și vom da offset la jumătate de 35, adică 17.5 unități. Aici și aici. Acestea vor fi treptele, vom presupune. Ok, în continuare, ne vom ocupa să punem aici niște pământ. N-are importanță exact distanța. Voi alege să pun de 40, să zic. Ok, mai duc aici în colinie. Filet, rază 0. Ok. Vom folosi comanda hatch. Selectăm aceasta. Ok. Vom alege Open Library. Vom căuta Earth, pământ. Vom pune o hașură mai mare. Spunem de 10, nu e destul, 100, da, și se poate vedea ce pe se vadă. Bun, în continuare ștergem aceste două, trei linii, de fapt. De asemenea, puteți să faceți și cu o granulație mult mai mică, să schimbați layer-ul, nu are absolut niciun fel de importanță. În continuare, vom schimba layer-ul, așa, și vom începe să desenăm cotele aici, în cazul nostru. Cum ar trebui să arate mai întâi? Vom folosi comanda text. Selectăm un punct anume, nu contează înălțimea textului, eu voi pune de 15, trebuie să fie oricum în concordanță cu desenul. Unghiul de rotație 0 și vom scrie plus spațiu 0.00. Exact sub vom trasa o linie. Cam așa. Putem să o mai mișcăm, comanda move. Așa. Construim o linie de aici de 12. Iar acum dezactivăm comanda ortho. Arond. Vom pune, nu știu,
30 și unghi de 45. Folosim din nou comanda filet rază 0 pentru a uni aceasta și aceasta. Comanda mirror pentru a oglindi această linie. Putem să o reconstruim, dar este mai rapid așa. Linia de oglindire, original nu șterg. Comanda hatch, din nou, acest spațiu. Dar de data asta nu mai vreau earth, vreau să fie solid. Și așa va arăta o cotă. Această cotă o mutăm direct, comanda move. Și o vom pune exact la 0, adică aici. Bun. Acum copiem. Și mare atenție, selectați acest punct pentru a fi simetric aici. În cazul nostru, trebuie să punem minus 30, minus 70, pardon. Pentru că ne-am dus aici cu 70 de unități. În continuare vom merge, deci copiem mai întâi. Selectăm din nou acest punct, mare atenție. Putem să activăm din nou comanda ortho. Aici, aici, la ultimul balcon, de regulă se pune, aici va fi ultima, dar vom selecta și acoperișul. De asemenea, la acoperiș trebuie să mai trasăm două linii. Sau mai ușor putem să o prelungim pe aceasta, nu e nicio problemă. Pot să atrasez două linii și apoi să o schimb din layer. Sau pot doar prelungi. În continuare, important. Comanda mirror, din nou, pentru aceasta. Deoarece acesta este acoperișul. Vom selecta ca și linie de oglindire. Deci din nou comanda mirror, acest element, și ne vom duce exact pe mijlocul distanței, aici. Deci trebuie o linie paralelă, nu uitați. Ștergem obiectul original, nu. Ștergem această linie. Și acum începem să notăm. Recomandarea mea este să începeți de jos pentru a nu greși. Deci, am zis de la început, etajele vor avea 280 de unități. Okay. Acesta este primul etaj. Continuare. Va fi 560 de unități. Deci aici vom pune 6, aici 5. Continuare. 840 de unități. 4 și aici 8. 1120 de unități acum. Și pentru ultima, încă 280 de unități, adică aici va fi 0, aici va fi 1400. Ok. Iar aici, deoarece se termină etajul nostru, va fi încă 280. Selectăm tot. 1680. Așa. Iar aici, din cauza că este acoperișul și am zis de la început că va fi un offset de 50, deci se va mai adăuga încă 50 la spațiul nostru. Deci aici, în loc de 0, voi pune 3. 7 și 1. Și așa va arăta fațada noastră de clădire. Sper că acest video v-a ajutat. Nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.